Bucovina, partea aceasta în care trăiți dumneavoastră. Este vorba de Eugen Pohonțiu. Donează în 19 ianuarie 2018 o carte care se cheamă Scurta viață bogată. Este vorba de memoriile celui autorului, care a avut un regim privilegiat. A trăit în Bucovina austriacă, a fost în apropierea majestății sale regele Mihai, a fost profesor la profesor majestății sale, profesor de istorie, a fost artist împătimit și a parcurs toate etapele maturității culturale de la Cernăuți până la București și până la Iași, fiind un personaj care descrie despre high life-ul cernăuțean în perioada interbelică, despre lupta aceasta pentru idee și pentru frumos în Cernăuți, oraș pe care îl venerăm tot timpul când venim aici, pentru că încă mai este frumos și aici găsim... Nu mai există câțiva români. Deci nu mai există câțiva români, dar hai să vă spun, pentru că există, există aici documente de epocă. El a fost în primul război mondial mobilizat, este sublocotenent în rezervă Eugen Pohonțiu și toată, atunci ați văzut filmul ăsta aici cu, făcut de către colegii de la Rădăuți, veți găsi aici toate elementele, inclusiv, de exemplu, cazinoul regimentului executat din Bârne, da? În unitatea militară pe care a servit-o, adică brigada numărul 16 infanterie la care a servit Eugen Pohonțiu. Este frumoasă, venită la lectură și vă doresc... Mulțumesc! O întrebare scurtă. Dacă poate, autorul să ne răspundă la o întrebare. Este în salvă, poate. Da. Era din 1940, impusă de ce, și cea din 46, coincide cu totul. Sau dacă au fost careva diferențe, sunt mari diferențe. Vă mulțumesc că mi-a dat interesul să vorbesc. N-am calități de experiența oratorii de alte profesorilor mei. Cert este că pe segmentul Bucovinii. Și am presupunerea. Vă spun cu emoție în suflet, dar în faptul că de această recenzie am aflat când am citit pe programul manifestării și instituțiile astăzi, la care, ca și chestiuni de venit, am participat. Și de pentru care mulțumesc doamnă profesor Marino Laro pentru cuvintele frumoase pe care le-a expus cu ocazia prezentării acestei cărți. Nu departe de acest lucru, țin să mulțumesc Institutului Bucovina, Berlin, am spune cine e, să fie să zic. Mai departe acest lucru, mulțumesc foarte mult profesoral din cadrul Catedrei de Istorie la Universitatea Ștefan și Mare Suceava pentru sprijinul și aportul profesional pe care l-a acordat. Asta așa ca să încep și eu. Într-adevăr, dumneavoastră ați spus o întrebare foarte concisă. Eu vă spun că în 46 și atunci când au fost comisii liste de limitare a frontierei, inclusiv comisia mixtă, în momentul în care a fost și a fost desemnată de limitare frontiera, au mai, să-ți găsesc un termen care nu este ca elegant, au furat din teritoriul românesc. Deci chiar dacă frontiera a fost delimitată într-un fel sau altul, cu creon, de cei mai superiori, sus-superior, ei au intrat, practic, Uniunea Sovietică de atunci, inclusiv cu 1, 2, 3, 4, 5 km, chiar 10 km, în interiorul României. Sunt multe plane și fotografice. Lucrarea este, într-adevăr, a fost și este o provocare, da? Care are ca bază sursele edite și inedite, cu preponderență cele din arhivele centrale, inclusiv arhivele militare. Și planșele care sunt expuse sau sunt puse în carte relevă acest lucru, inclusiv aspectul ființării frontierei în perioada respectivă. Îmi pare rău că lucrarea a fost pusă în operă de un tiraj mai mic, să zic așa, de pe trăitura cetatea de scaun din Târgu Ovișteu. Lansarea am făcut-o, am trecut în vară la Craiova.
Încă o dată sunt emoționat pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus dumneavoastră și din cauza asta este și emotivitatea momentului. Promit, zic eu, că s-a și editura Cetatea de Scaun a primit multe solicitări din partea a mai multor biblioteci din țară referitor la faptul că vor să o aibă. Eu sunt plăcut impresionat. Eu am și dispun de un material arhivistic mult mai vast, în așa fel încât pot să am continuitatea acestei lucrări. Anul ăsta, dacă o să îmi permiteți, chiar cu sprijinul domnului profesor Curici, sunt posibil să fac lansarea în cadrul universității, o lansare care este de mult comisă și nu m-am ținut de cuvânt spre rușinea mea. Nu vreau să dau opinia din anumite motive, dar mai mult ca sigur, nu tratez probleme subiectivism, ci obiectiv și poate, dacă dă Bunul Dumnezeu, o să o facem chiar și aici, la Cernăuț, unde, de fapt și de drept, eu sunt pe deplin mulțumit și emoționat datorită faptului că este un public atât de nu găsesc cuvintele sensibil, așa de sensibil de referitor la aspectele legate de Bucovina. Așa cum de altfel am spus când ne plimbam pe aleile Cernăuțului în centrul istoric, mulți am fost, puțini am mai rămas, ca români vorbesc, în această zonă, de nord, a Bucovinei. Așa cum spunea domnul profesor, și ca să pot, nu vreau să reiterez ceea ce a spus, însă, referitor la români, iată că, și astea sunt de la mine, frontierele, nu numai despart teritorii, ci și unesc, dat fiind faptul că suntem aici de față, pe această manifestare, suntem toți prezenți. Vă mulțumesc foarte mult!